Bine v-am regăsit! Să ne amintim, ca de obicei, întrebarea de data trecută. Aici vedeți cele trei secvențe dispuse pe verticală, iar, așa cum am spus, ceea ce trebuie să găsiți de fiecare dată este ce urmează, adică ce trebuie să conțină grila cu marginile roșii. Ca să vă ajut, vă spun că prima secvență, cea din stânga, ar putea fi numită secvență de completare. A doua, cea din mijloc, secvență de mișcare, iar a treia, secvență de mișcare și transformare. Voi lua secvențele pe rând ca să vă arăt care sunt regulile după care am construit eu succesiunea imaginilor, dar atenție, asta nu înseamnă că nu pot exista alte reguli care să ducă la același rezultat. La astfel de secvențe, de multe ori cineva găsește o altă regulă decât regula la care s-a gândit cel care a propus secvența, o regulă care explică și ea la fel de bine secvența, și acest lucru s-a întâmplat, după cum veți vedea, și de data asta. Prima secvență. Vă aduceți aminte că am numit-o secvență de completare. Întâi se observă ușor că numărul pătratelor negre crește cu câte o unitate. În prima grilă avem 1, în a doua 2 și așa mai departe. Înseamnă că în ultima grilă trebuie să avem 6 pătrate negre. Dar întrebarea este cum sunt ele dispuse. O grilă de 3x3 are 5 diagonale pe anumită direcție. De pildă, în acest desen puteți vedea cele 5 diagonale pe direcția, să-i spunem, stânga jos, dreapta sus. Acum, dacă ne uităm la cele 5 grile, putem observa că primul pătrat a ocupat prima diagonală, cele două care urmează au ocupat a doua diagonală, cele trei a treia, cele patru au ocupat a patra, a cincea și din nou prima, cea de sus din stânga. Iar în ultima grilă completată, cele 5 pătrate au ocupat în continuare diagonalele pe direcția dreapta jos, spre colțul din dreapta jos. Atunci înseamnă că cele 6 pătrate negre din ultima grilă trebuie să fie plasate pe diagonalele care urmează, mergând în continuare pe aceeași direcție. Și asta înseamnă că ele trebuie să fie plasate așa cum vedeți acum în desen. Și acum știți de ce am numit o secvență de completare, deoarece se completează grila cu pătrate negre după o anumită regulă. A doua secvență. Am numit o secvență de mișcare pentru că elementele grafice care apar se mișcă fiecare într-un anumit fel în interiorul grilei. Să urmărim întâi pătratul negru. El se mută rămânând pe marginea grilei cu câte 3 pătrățele în sensul mișcării acelor de ceas. Înseamnă că în ultima grilă el trebuie să fie în această poziție. Acum să urmărim punctul negru. În prima grilă nu se vede, ceea ce înseamnă că este în pătratul negru. Și dacă îi urmărim deplasarea, observăm că el se deplasează pe șir cu câte un pătrățel spre dreapta și când ajunge la capătul șirului, trece pe șirul de dedesubt, în stânga, și o ia de la capăt. Înseamnă că în ultima grilă trebuie să fie în această poziție. Și acum pătratul gri. Se vede ușor că el se deplasează cu câte un pătrat pe marginea grilei în sens invers a celor de ceas. În a doua grilă nu se vede pentru că ocupă același loc cu pătratul negru. Așa că în ultima grilă trebuie să aibă această poziție. Și acum a treia secvență. Am numit-o mișcare și transformare pentru că sunt două pătrate care se deplasează cu câte un pătrat, dar își schimbă culoarea de fiecare dată în succesiunea negru-gri-alb. Un pătrat se deplasează pe șiruri spre dreapta și în jos, iar celălalt se deplasează pe coloane în sus și spre dreapta, începând de jos, începând cu colțul din stânga jos. A treia grilă este complet albă, deoarece ambele pătrate sunt acolo albe, nu se văd. În a cincea grilă avem un singur pătrat gri, deoarece cele două pătrate au ajuns amândouă în aceeași poziție și au amândouă culoarea, dacă putem spune așa, gri. Iar grila a șasea trebuie să fie complet albă, deoarece acolo ambele pătrate sunt din nou albe.
Dar așa cum v-am spus, au fost găsite și alte reguli care duc la aceeași configurație finală. De pildă, doamna Dana Vișoiu a observat pentru prima secvență că a cincea grilă poate fi interpretată ca fiind negativul celei de-a patra. Și atunci a șasea trebuie să fie negativul celei de-a treia, ceea ce duce, după cum vedeți, la același rezultat. Logicieni foarte buni s-au înscris la un concurs, ce credeți, de logică. Când a venit rândul lor, li s-au arătat 5 uși, așa cum vedeți în desen, și li s-a spus că în spatele unei uși era un premiu foarte mare și că dacă vor găsi care este acea ușă, premiul era al lor. Dar la întrebările moderatorului nu aveau voie să răspundă decât cu da sau nu. Apoi, logicianului A i s-a comunicat forma figurii desenate pe ușa câștigătoare, iar logicianului B culoarea ușii câștigătoare. Și din acel moment n-au mai avut voie să comunice între ei. Moderatorul le-a spus: vă voi pune câte o întrebare din minut în minut ca să aveți timp de gândire. Prima întrebare: știți care este ușa câștigătoare? Publicul a fost foarte mirat să audă această întrebare. Toți se așteptau la întrebări legate de forme sau culori. Amândoi logicienii au răspuns nu. După un minut, moderatorul a întrebat, spre marea mirare a publicului, același lucru: știți care este ușa câștigătoare? Și din nou, amândoi au răspuns nu. Și după încă un minut, moderatorul a întrebat din nou: știți care este ușa câștigătoare? Unii spectatori au început să fluiere, crezând că totul este o farsă. Dar, incredibil pentru multă lume, de data asta, amândoi logicienii au răspuns da și s-au îndreptat spre una dintre uși, deschizând-o. Într-adevăr, în spatele ușii era o masă pe care se găsea un plic care conținea o sumă considerabilă. Publicul a aplaudat îndelung, deși aproape nimeni nu înțelegea cum au găsit cei doi premiul, auzind aceeași întrebare. Voi știți care este ușa? Puteți repeta raționamentele celor doi logicieni? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!